Două săptămâni pe sezon vorbim despre cățeluși, două săptămâni pe sezon vorbim despre pisicuțe. Mai avem un pic și terminăm și cu pisicile. Cei care iubesc animalele înțeleg de ce facem lucrul ăsta. Odată să dăm un exemplu, doi să stăm organizați și trei să vă arătăm și vouă niște exemplare sofisticate, astfel încât să vă faceți o părere despre ce puteți alege atunci când vreți să aveți un suflet lângă voi. Candis a venit cu un nou prieten. E ceva, deci dacă te uiți, te vrăjește. Bună dimineața! Bună dimineața! Cine este mamiferul? El este Winner. Este un British Shorthair Silver Shaded Chinchilla. Are un nume atât de lung că nici n-aș putea să-l pronunț. O să-i spunem simplu, Winner. Numele a fost predestinat. Da. Are aproape 10 best in show-uri. Deci o să-l facem Distinguished Merit. De două ori a fost Best of Best la expoziții în Bulgaria și în Cipru. Da. Uite ce ochi mari și frumoși are. Da, seamănă foarte mult cu un lemur. Nu-i așa? Desene animate, da. Lemur style. E o pisică prietenoasă? Foarte prietenoasă. Mm-hmm. Văd că nu e agitat deloc și este... că deja s-a obișnuit cu noi. Trebuie să recunosc că pe el îl iubim cel mai mult dintre toate pisicile noastre. Este deosebit de lipicios. Doarme cu noi, nu ne deranjează. Am înțeles, el e preferatul familiei. El, da. Să vorbim despre pisici în general. Se spune că pisicile se descurcă singure și nu prea au nevoie. Dacă tragi linie și calculezi, nu e tocmai așa. Nu e tocmai așa și aș vrea să vorbesc astăzi puțin despre afecțiunile dentare, care constituie o mare problemă. Și sfătuiesc pe toți proprietarii de pisici să se ducă o dată pe an la control la doctorul veterinar. Așa cum ne ducem noi să ne detartrăm, așa trebuie să vedem în ce fel sunt gingiile lor, dinții și dacă se impune chiar și un detartraj. Normal că la animale nu se prea poate decât prin sedare. Ca să împiedicăm formarea tartrului, însă există pernuțele crocante, care au un înveliș exterior zimțat, sunt crocante și înăuntru au un extract de ceai verde care împiedică formarea plăcii bacteriene. Mi se pare o metodă foarte bună de a împiedica tartru. Desigur, există și paste de dinți pentru pisici. Nu le dăm pastele noastre pentru că pasta noastră conține flori și florul este controversat în ultima vreme chiar și pentru noi. Cu atât mai mult pentru animale. Deci există paste de dinți pentru animale. Poți să se înfășoare degetul într-un tifon și să încerci să-i speli dinții. Dar cea mai bună metodă este ronțăitul. Dar cea mai bună metodă și cea mai sigură, că nu toată lumea vrea să bage degetul în gură pisicii, da. Poate nu are chef, poate vrea să-l taxeze. Sincer, eu aș vrea să... Adică dacă aș avea, de exemplu, cățel, nu m-ar deranja să-i bag mâna în gură, că fac asta când mă joc. Dacă aș avea hipopotam, nu m-ar deranja. Dacă aș avea crocodil, nu mi-ar fi frică. Dar la pisică nu știi niciodată ce ai făcut tu cu 5 zile înainte și a ținut minte. Vreau neapărat să vorbim despre un aspect care este dezvoltat mai mult în filmele americane și în desenele animate. The furball, adică ghemotocul de blană, ce ajunge în interiorul pisicii, nu numai la desenele animate, ci și în viața reală. El cum se elimină sau cum putem ajuta pisul să scape de povestea asta? Foarte simplu, prin pernuțe cu malț. Malțul este, duce la fluidificarea bolului alimentar și a celui al ghemului ca să fie scos într-un mod normal și să nu fie vomat. Îl putem ajuta tot prin alimentație? Tot prin alimentație. Sunt și pernuțele cu malț, este pastă cu malț, pentru că, sau să-i punem la dispoziție fire de iarbă. E mai dificil să crești iarbă într-un ghiveci sau să-l duci afară să pască, trebuie pentru care pernuțele cu malț sunt cele mai indicate. Am înțeles. Deci de asta pisica mai mănâncă din când în când iarbă pe afară, da. Nu pentru că e nebună sau pentru că a băut o seară înainte. Nu, ca să-și curețe stomacul. Și nu sunt doar boluri, am văzut și țigarete, deci mai multe boluri adunate într-o țigaretă așa de forma unui trabuc. Am înțeles. Pentru că pisica se spală, fiind un animal foarte curat, se spală. În momentul când se spală, limba ei care este aspră, cu totul și cu totul special, adună tot felul de elemente, da. Și ele ajung în interior. Mă bucur tare mult că ne-l-ai adus pe Winner. Văd și eu că n-ai cum să nu-l apreciezi, să nu-l iubești. Chiar dacă nu ești un iubitor de pisici, te uiți la moaca lui
și te apucă dragul, îți vine să-l iei în brațe. Ia uite ce ochi are. Da, e foarte simpatic. E adult? Este adult, are un an și ceva. A fost la o grămadă de competiții, în curând îl facem campion suprem. Am înțeles, nu știu ce înseamnă asta, dar cred că e cel mai mare titlu pe care îl poate avea o pisică în viață. Am înțeles. Și a făcut un pui, unul singur, și vom lua cu el de la capăt activitatea competițională. Uite, deci vrea să vină la tine. E și egoist, a făcut un singur pui. Păi hai să facem cunoștință cât timp ne pregătim de pauză, să văd și eu care e treaba cu acest exemplar super simpatic. Mamă, zici că e o mochetă din aia scumpă de hotel. Da, da, da. Bine, maestre, felicitări pentru titlu și abia aștept să ne mai vedem la emisiune. Candy, să te pupăm, să ai o săptămână ușoară. Mulțumesc. Printre pisici, printre crescători și printre evenimentele pe care le faceți. Luăm o scurtă pauză, după pauză mai avem de cântat, dar mai ales Lăduz ne dă două trucuri, trei, despre cum se face de adevărate la cașcavalul Pane. S-a ridicat puberul, s-a speriat pisica, bineînțeles. Pauză, vorbim imediat despre cașcavalul Pane. Stați cu noi.